Stimați privitori, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Roata Istoriei la televiziunea Grup Iubim Brașovul. Așa cum spuneam la emisiunea precedentă, roata istoriei se învârte mai repede sau mai încet, dar întotdeauna în același sens. Cunoscându-ne istoria, tradiția, eroii, devenim mai sociabili, mai altruiști, mai iubitori de om și viață, cum spunea pe vremuri marele istoric Nicolae Iorga. Sunt Nicolae Uscai și vă invit să priviți emisiunea Roata Istoriei la televiziunea Grup Iubim Brașovul. Și referitor la vizita mea din Brașov, vă rog să scoateți în evidență și unde a fost primit cel mai călduros și... Vom avea un dialog, spunem noi, interesant cu doamna Cristina Tănase, muzeograf la Muzeul Județean de Istorie Brașov, care ne va face un memento istoric despre o personalitate foarte cunoscută a, hai să spunem, patrimoniului românesc. Veți vedea ulterior despre cine este vorba. Bine v-am găsit, stimată doamnă, și vă mulțumim că ne găzduiți aici în această frumoasă clădire a Brașovului, în Casa Sfatului, la sediul Muzeului Județean de Istorie, pentru a ne aduce un pic aminte despre centenarul Marii Unirii. Bine ați venit la Muzeul de Istorie din Brașov, muzeu care găzduiește toată istoria orașului și toată istoria județului și, bineînțeles, instituție de cultură care găzduiește istoria județului Brașov din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre, instituție care întotdeauna are ușile deschise pentru vizitatori și pentru pasionații de istorie. Vă mulțumesc pentru precizarea dumneavoastră. Aș dori să adaug faptul că aici, la sediul Muzeului Județean de Istorie, au fost găzduite două expoziții extrem de interesante care vin să sublinieze importanța centenarului Marii Uniri, relevând două evenimente importante din istoria urbei care au pregătit, spunem noi, Marea Unire. Și mă refer punctual acum la cele două expoziții care au avut un succes deosebit, la expoziția Brașov 1916, care a putut fi vizionată de către turiști și de către brașoveni începând cu 2016 până în vara anului trecut, și expoziția Centenarul Istoriei Vânătorilor de Munte, care a fost deschisă și lansată la data de 3 noiembrie 2016 și a fost congruentă celelalte expoziții Brașov 1916. Dar nu despre aceste două expoziții suntem aici astăzi pentru a vorbi, ci de a vorbi despre o personalitate marcantă, pentru că Marea Unire de la 1918 nu a putut fi făcută fără oameni și fără personalități marcante. De data aceasta nu vom vorbi despre un român, ci despre un mare prieten al românilor, devenit ulterior cetățean român și care a reprezentat în parcursul istoric care a înfăptuit România Mare un rol deosebit și care, fără ajutorul căruia ar fi fost poate mai dificilă înfăptuirea României Mari. Și mă refer punctual la generalul Henri Mathias Berthelot, șeful misiunii militare franceze în România și consilier militar al regelui Ferdinand I pe timpul primului război mondial. Nu cred că e cazul să dezbatem legitimitatea asumării de către spațiul public românesc a personalității generalului Henri Berthelot, tata Berthelot sau Burtelău, cum era numit cu prietenie de către soldații români care nu îi puteau pronunța corect numele. Datorită conducerii misiunii militare franceze, cea care în iarna anilor 1916-1917 a insuflat încredere și a contribuit la refacerea armatei române, generalul Henri Berthelot a rămas în istoria României ca un mare prieten al poporului român. Este unul dintre ofițerii cei mai străluciți ai Marelui Stat Major francez, pe care generalul Joffre, comandantul acestei structuri, decide să-l trimită la cererea Bucureștiului să reorganizeze armata română. Berthelot și numeroși militari francezi care îl însoțesc vor organiza în iarna anului 1916-1917 reconstrucția armatei române. În perioada ianuarie-iunie 1917, Henri Berthelot
a colaborat la refacerea și reorganizarea armatei pe teritoriul rămas liber al Moldovei. Personalul misiunii a fost detașat pe lângă comandamentele române până la nivel de comandament de divizie inclusiv. Două secțiuni au fost cu roluri distincte în cadrul misiunii militare franceze, și anume misiunea aeronautică și misiunea serviciului sanitar. Sub conducerea generalului Henri Mathia Berthelot, divizii întregi au fost rapid reoperaționalizate. În timpul lunilor de iarnă și de primăvară a ajuns armament performant în România prin Rusia. Armata română a primit 199 de avioane de luptă și de recunoaștere, peste 2700 de mitraliere, 1,37 milioane de grenade, 220.000 de puști, 100 de milioane de cartușe, 2 milioane de obuze de artilerie, precum și multe alte materiale de război de strictă necesitate. Condițiile militare de la fronturile de sud și nord erau foarte îngrijorătoare, iar cele din interiorul Moldovei erau grele și cu mari lipsuri, peste care s-a suprapus o epidemie de tifos exantematic. Cu toate acestea, la jumătatea lunii martie, armata română a avut un număr de 492.403 militari. Popularitatea generalului a cunoscut o creștere considerabilă, motivând astfel foarte mulți ostași să se înroleze ca voluntari în armată, printre ei numărându-se foarte mulți ardeleni și bucovineni, care au sosit la Iași în data de 7 iunie 1917 și pe care generalul Berthelot i-a primit cu bucurie. Deși numărul efectivelor armatei române nu era foarte mare comparativ cu alte armate ale Antantei, acestea au fost grupate în armata a doua, aflată sub comanda generalului Alexandru Averescu, reunind 6 divizii, și în armata a întâi, aflată în plin proces de reorganizare și care urma să cuprindă 9 divizii. Astfel, ofensiva românească de la Mărăși de la 11 iulie, condusă de generalul Averescu, și cea a generalilor Constantin Cristescu și Eremia Grigorescu de la Mărășești din 24 iulie, a dejucat planurile de luptă germane de ocupare a Moldovei și de cucerire a portului Odessa. Stimată doamnă, cine a fost generalul Henri Mathia Berthelot? A fost un ilustru militar francez și pentru ca telespectatorii noastre să-l cunoască mai bine, o să dau câteva date biografice importante despre acest militar deosebit. În primul rând, s-a născut la 7 decembrie 1861 în localitatea Föhr, o localitate situată în centrul Franței, undeva pe Valea Loarei. S-a dedicat carierei militare și pentru aceasta a absolvit cele mai prestigioase școli militare din Franța. Este vorba de Academia Saint-Cyr și de asemenea de înalta școală de război pe care le-a absolvit la sfârșitul secolului al XIX-lea. Sigur, acestea i-au asigurat cunoștințe în domeniul militar, cunoștințe deosebite, astfel încât a participat la mai multe acțiuni militare ale Franței în Asia și în Africa. Vorbesc în special de ceea ce s-a întâmplat în Vietnam, care la vremea respectivă era teritoriul francez, și, bineînțeles, în Algeria. În 1913 va fi înaintat la gradul de general de divizie, iar un an mai târziu participă la cea mai mare conflagrație mondială. Pentru început este implicat în echipa celor care realizează planurile de război franceze și apoi este trimis ca și comandant în luptele cele mai importante de pe teritoriul Franței. Este vorba de cele din zona Champagne și apoi de remarcabilele lupte și importantele lupte de la Verdun, unde de altfel el se remarcă ca un comandant deosebit. Toate acestea, bineînțeles, că îi aduc probabil numirea în anul 1916
2014, de șef al misiunii militare franceze în România, misiune care avea drept scop reorganizarea armatei române și, bineînțeles, sigur, asigurarea efectelor militare pe care armata română nu le avea. Dacă îmi permiteți, în continuarea celor spuse de dumneavoastră, am ținut să subliniez dintr-un început că a fost și consilier militar principal al regelui Ferdinand, având în vedere faptul că Antanta se obligase la momentul semnării de către România a pactului cu Antanta să aibă și consiliere militară și ajutor militar substanțial pentru a putea face față pe frontul de est al Antantei. Da, așa este. De altfel, pe lângă această funcție pe care o are alături de regele Ferdinand, între familia regală și Berthelot se va lega un sentiment puternic de prietenie, sentiment care, bineînțeles, va putea fi observat pe tot parcursul călătoriilor sale în România. După semnarea tratatului preliminar de pace de la Buftea cu puterile centrale, în primăvara lui 1918, personalul misiunii militare franceze în frunte cu generalul Berthelot a fost nevoit să părăsească România. Retras pe frontul de Orient sub conducerea generalului Sarai, Berthelot reușește să-l informeze pe regele Ferdinand al României despre iminenta semnare a armistițiului dintre Antantă și puterile centrale de la 11 noiembrie, ceea ce permite românilor să declare din nou război puterilor centrale și să se regăsească în tabăra învingătorilor cu doar o zi înainte și deci ulterior și la negocierile de pace de la Versailles și Trianon. Generalul Berthelot a revenit în fruntea unei noi misiuni militare franceze care a activat în România în perioada 1 octombrie 1918 și 4 mai 1919. Berthelot va intra încă o dată triumfal în București, alături de regele Ferdinand, alături de regina Maria, de generali români și de trupele învingătoare la data de 1 decembrie 1918. Vă rugăm să ne prezentați acum contextul vizitei prin țară și cu precădere în Transilvania a generalului Berthelot și implicit semnificațiile vizitei sale la Brașov. Înainte de a relata despre această vizită, aș dori să marchez momentul 1 decembrie 1918, când regina Maria și regele Ferdinand își fac intrarea triumfală în București, atunci când România își recapătă capitala. Poziția generalului Berthelot a fost atunci una foarte importantă, și anume în momentul în care cei doi regi ai României au intrat în capitala României în 1918, la București. De o parte se afla prințul Nicolae, de cealaltă generalul Berthelot. Această onoare a demonstrat tuturor celor care erau prezenți la festivități care era locul generalului Berthelot față de perechea regală a României. Sugestivă imaginea pe care ne-ați prezentat-o și pe care o vom prezenta și pe o imagine care va apărea în cadrul emisiunii. Vă rugăm să continuați. Da, mai târziu, câteva zile mai târziu, general Berthelot dorește să vadă Transilvania. Această vizită fiind una nu neapărat de curtoazie, ci o vizită în care acest mare ofițer francez dorea să-și informeze guvernul despre situația românilor transilvaneni și situația românilor bănățeni. Și atunci, sigur că a dorit să facă acest lucru direct, nu prin intermediul nimănui, și a întreprins o vizită de 9 zile în cele mai importante orașe din Transilvania. A ajuns și la Brașov.
Asta se întâmpla la 21 decembrie 1918, când în Gara Mare, la ora 8 dimineața, trenul sosește cu generalul Berthelot și acesta avea împreună suita. Aș remarca din suita generalului francez pe colonelul Rossetti. Acesta fusese colonel în armata română și apoi detașat în cadrul trupelor franceze. El a fost cel care a fost traducătorul generalului în relația cu oficialitățile din Transilvania și implicit cele din Brașov. A fost primit cu foarte mare fast. Românii brașoveni și probabil românismul brașovean a primit cel mai frumos cadou pe care putea să-l primească imediat după 1 decembrie 1918, după Marea Unire care se desăvârșise la Alba Iulia. Dacă îmi permiteți, cine a fost sufletul organizării primirii, mă înțelege ceea ce mă refer, cu sufletul cu ghilimele de rigoare, din, hai să spunem, protipendada brașoveană de atunci? Sufletul acestei întâlniri a fost, bineînțeles, protopopul Vasile Saftu, cel care a fost de altfel și sufletul delegației și președintele delegației țării Bârsei la Alba Iulia. El a plecat în fruntea a 500 de delegați, delegați care s-au regăsit din toate categoriile socioprofesionale ale Brașovului și țării Bârsei. Și atunci firesc că el a fost, să spunem, personalitatea cea mai importantă în organizarea și primirea generalului francez. El a fost primul vorbitor la gară, a vorbit în limba franceză, l-a impresionat foarte mult pe general acest discurs al protopopului Vasile Saftu în limba franceză. De asemenea, a fost impresionat de junii care erau îmbrăcați în costumele lor deosebite și care au format alături de trupele de vânători de munte un careu la primirea în fața gării a generalului. Dacă îmi permiteți să vă completez, erau trupele de vânători de munte din primul batalion de vânători de munte care tocmai ce își câștigaseră, cum să vă spun eu, stimați privitori, laurii pe frontul primului război mondial și au continuat să fie cât mai aproape de familia regală. Nu vă ascund faptul că toți regii României au fost comandanți onorifici ai vânătorilor de munte. Spun acest lucru pentru că o bună parte din viața mea am lucrat în această frumoasă armă armatei României. Da, ei au fost cei care au dat onorul și unul dintre componenții acestei companii a vânătorilor de munte a sunat din goarnă onorul în momentul în care generalul Berthelot a pășit pe peronul gării din Brașov. Alaiul, sigur, era format și din foarte mulți brașoveni, dar și din foarte mulți locuitori ai satelor bârsane. Aceștia au venit în număr foarte mare să-l vadă pe marele prieten al românilor. Nu numai populația a făcut acest onor, ci și întregul oraș, pentru că pe tot parcursul vizitei, orașul a fost foarte frumos împodobit. În primul rând, s-au construit trei arcuri de triumf, astfel încât toată călătoria generalului prin Brașov să fie una cu totul specială și acesta să simtă căldura și primirea deosebită care îi se face. Primul arc de triumf a fost ridicat în zona gării, al doilea a fost ridicat la intrarea în cetate, la capătul străzii Porții, actuala stradă Republicii, și al treilea a fost ridicat în prund, la intrarea în cartierul românesc Șchei, sigur că da. Primul moment deosebit s-a desfășurat la Biserica Sfântul Nicolae, lăcașul românismului românesc din Brașov, lăcașul unde s-a ținut un tedeum și, bineînțeles, la fel, onoruri în cinstea marelui oaspete, sigur că da. Apoi, tot alaiul s-a îndreptat către un alt lăcaș deosebit de important
pentru românii din Brașov, era vorba de Liceul Românesc. În sala festivă a acestui liceu, unde de altfel de-a lungul timpului s-au desfășurat foarte multe momente istorice importante, toată protipendada brașoveană, în frunte cu membrele Reuniunii Femeilor Române, se aflau acolo. Acestea, îmbrăcate în frumoasele lor costume populare, au prins în vestoanele soldaților francezi, crengruțe de brad și iederă, legate cu panglică tricoloră și de asemenea au împodobit în prealabil sala cu covoare românești. Și acolo s-au ținut discursuri în cinstea oaspetelui. Profesorul Ioan Pricu de la Liceul Românesc a ținut și el un discurs tot în limba franceză și de asemenea din partea Reuniunii Femeilor Române. Președinta acestei organizații a ținut să marcheze evenimentul printr-un discurs în limba franceză. Pentru că era atât de multă lume adunată în fața liceului, sigur că desfășurarea evenimentelor a continuat în curtea liceului, acolo unde, de altfel, toată lumea participantă trebuia să-l vadă pe prietenul românilor. S-a încins o horă în care s-a prins... Există și imagini apropo de această horă. Da, așa este. Există o mărturie fotografică extrem de importantă și, bineînțeles, generalul Berthelot și ofițerii din suita sa s-au prins în acea horă românească, a ascultat cântecele românești și a fost profund impresionat de toată primirea care i s-a făcut. Într-adevăr că a fost și un moment puțin mai deosebit din punct de vedere al faptului că în timpul horei au venit reprezentanții maghiarilor și ai sașilor, cei care nu doriseră să participe la evenimentul respectiv inițial, iar reprezentantul maghiar a solicitat ca steagul Ungariei să fie arborat alături de cel al României și cel al Franței. La această remarcă, general Berthelot a spus că steagul unei țări învinse nu poate să fie arborat alături de cele ale învingătorilor. Ceea ce era foarte firesc, dacă stăm bine să ne gândim la contextul respectiv. Așa este, însă a precizat că conferința de pace de la Paris, care urma imediat, va stabili care sunt învingătorii și învinși și doar această conferință va fi cea care va decide. De fapt, ca să fim specifici până la capăt, această vizită, pe lângă această vizită a lui Berthelot în Transilvania, pe lângă conotațiile lui ei deosebit de importante pentru românii transilvaneni, avea un rol de informare, în primul rând, pentru guvernul francez și pentru ceea ce va fi să urmeze la conferința de pace de la Paris și ulterior la Trianon. Sigur că da, el venise în primul rând pentru a-și informa superiorii asupra situației românilor din Transilvania și în special a celor din Banat, astfel încât la conferința de pace Franța, care era prietena României, să fie informată asupra tuturor problemelor acestor regiuni și populațiilor acestora. Corect. Referitor la vizita în celelalte orașe din Transilvania, ce ne puteți spune apropo de care au fost cele mai importante în opinia dumneavoastră? Gazeta Transilvaniei relatează pe larg vizita generalului la Sibiu. Este primit cu la fel de mult fast și la Sibiu ca și la Brașov, este primit la fel și în celelalte orașe ale Transilvaniei, însă trenul care îl transportă prin Transilvania oprește în aproape toate stațiile importante și asta neimportante. Și în stațiile sau prin locurile pe unde generalul Berthelot trece, veniseră chiar și locuitori din alte localități, de la depărtări considerabile,
ca să aibă posibilitatea de a-l vedea și de a-l saluta pe generalul francez. Deci a fost, populația Transilvaniei a fost întru totul angrenată în această vizită, fiecare încercând să-l vadă pe cel care i-a ajutat să înfăptuiască România Mare în felul său și care devenise un mare prieten al românilor. Aș dori să puncteze totuși faptul că angajamentul său total față de cauza românilor și față de românii a generalului Berthelot i-a adus și, hai să nu-i spunem necazuri, dar ușoare fricțiuni cu șefii săi. Și aș vrea să menționez ușoare neînțelegeri. Le spun ușoare pentru că ele au fost destul de contundente dacă ne raportăm la documentele vremii, cu șeful marelui stat major francez, cu generalul francez Franchet Desprez și chiar cu președintele Republicii, cu Georges Clemenceau. Apropo de doleanțele românilor referitor la tratatele care urmau să fie încheiate. Bineînțeles că Berthelot, din câte cunosc, a pledat foarte intens cauza românească și a adus prin aceste vizite de informare și nu numai, pentru că el a fost însoțit de mai mulți militari francezi care rolul lor era de a căuta informațiile pe care să le livreze cu ghilimele de rigoare șefilor dumnealor. Berthelot, după ce a plecat în 1918, în primăvara 1918, când s-a încheiat vestita pace de la Buftea, acel tratat, unii spun rușinos, dar în fine, istoria nu se face cu dacă, ci s-a întâmplat pur și simplu. Berthelot a plecat împreună cu misiunea franceză și a executat mai multe misiuni pe care le-a primit din partea șefilor săi. Astfel, el a plecat într-o misiune în Statele Unite ale Americii, probabil pentru a regla cu ghilimele de rigoare relaționarea cu Statele Unite, fără de care, la drept vorbind, ar fi fost destul de greu să se câștige primul război mondial. După care a avut o altă misiune în Balcani, urmând ca după anul 1922-1923 să fie guvernator militar a două provincii franceze. Am uitat eu să precizez că la un moment dat i s-a oferit la întoarcerea în Franța comanda armatei a 5-a franceză de către marele stat major francez și unde a câștigat două bătălii destul de importante la Reims și Epernay. Aș dori să mai subliniez încă ceva referitor la atașamentul lui Berthelot față de români. El s-a ocupat îndeaproape de realizarea unor cimitire și memoriale de război pentru prizonierii români, prizonieri de război români care au fost capturați în luptă de către trupele germane și care și-au găsit sfârșitul pe teritoriul actual al Franței. Cu deosebire, citeam undeva, relativ recent, despre cimitirul de la Sulzme, unde au murit peste 680 de prizonieri de război români și unde îi va invita ulterior pe regele Ferdinand și pe regina Maria, cu care va întreține ulterior o prietenie apropiată, având în vedere că i-a călit focul primului război mondial. Și după cum bine se cunoaște din istorie, nu este o vorbă în vânt, pentru că perechea regală a fost totdeauna prezentă în zonele și momentele importante din pe fronturile primului război mondial, mai ales în partea a doua a campaniilor de pe frontul românesc. Vă rog să ne precizați acum câteva date și întâmplări care relevă rolul generalului după înfăptuirea României Mari, cu excepția acestei vizite făcute în Transilvania pentru a informa conducerea politico-militară a Franței. Având în vedere această legătură puternică între regele Ferdinand, regina Maria și generalul Berthelot, imediat după sărbările încoronării, la 22 octombrie, Parlamentul Român, sigur la sugestia perechii regale, îi dăruiește generalului Berthelot, în inima Transilvaniei, o moșie cu casă.
Asta se întâmpla, spuneam, la 22 octombrie 1922 și această moșie cu casă se găsea în ținutul Hunedoarei, în localitatea Fărcădin. A fost extrem de încântat de acest dar și, bineînțeles, a vizitat de foarte multe ori în perioada 1922 și până prin 1926 această localitate, care a deja îi spunea satul meu. Și pe care a iubit-o foarte mult, pentru că acolo și nu numai acolo, și în timpul reorganizării militare, în timpul primei lui misiuni în România, i-a cunoscut pe românii de rând, pe țăranii români. Astfel, el a reușit prin intermediul acestora să cunoască sufletul românesc, sufletul simplu, cel pe care l-a apreciat extrem de mult. A fost... În acest fel și-a manifestat prietenia și probabil că prin intermediul acestor oameni foarte simpli a ajuns să iubească România. După încheierea Primului Război Mondial, după încheierea lucrărilor Conferinței de Pace de la Paris, el a revenit de câteva ori în România și de data aceasta a revenit cu scop diplomatic și economic. Ca reprezentant al guvernului francez, exact. Bănuiesc, chiar dacă era, nu și pierduse calitatea de militar în sine, dar oricum primise și misiune diplomatică în același timp. Primise misiuni diplomatice și pentru că la vremea respectivă încă România avea nevoie de ajutor din partea Franței, aceasta îl dăduse în continuare. Au existat cel puțin două călătorii ale generalului Bertillon în România, însoțit de câte o delegație franceză, pentru strângerea legăturilor, întărirea legăturilor diplomatice și economice cu Franța, iar prin intermediul acestor vizite s-a urmărit și cunoașterea României, realităților românești, de către unii dintre cetățenii francezi care, sigur, aveau o importanță în această privință. Astfel, prima vizită are loc în anul 1924, vizită în care, din nou, generalul Bertillon ajunge și la Brașov, trece și prin gara Brașov. Brașovul îl primește din nou cu brațele deschise. În drumul spre Sinaia, așa este. Brașovul îl primește din nou cu brațele deschise. De data aceasta el poposește doar pe peronul gării, însă nu putea trece și nu putea uita de acea vizită pe care o făcuse în 1918 și prietenii brașoveni îl primiseră cu un respect și cu o prietenie deosebită. Da? Este întâmpinat din nou de personalitățile brașovene, printre care se găsea și Maria Baiulescu, președinta Uniunii Femeilor Române de atunci. Sigur, prin intermediul acestor popasuri pe care el le face, astfel reușește să aducă în fața delegației o parte din localitățile importante din Transilvania, pe care de altfel vroia să le facă cunoscute conaționalilor săi și, bineînțeles, a doua vizită la care aș vrea să mă refer este cea din 1927, din 11 octombrie, când la Brașov se inaugurează una dintre cele mai importante uzine, este vorba de IARE, Industria Aeronautică Română. El vine din nou aici, de data aceasta ca reprezentant al guvernului francez, este însoțit de reprezentanții firmei Blériot, cea care, de altfel, a ajutat la construcția IARE-ului. În acea delegație, sau mă rog, delegația franceză este însoțită și de oficiali, înalți oficiali de la București, printre care și Ionice Brăteanu, primul ministru al României, generali importanți din armata română, pentru că IARE-ul, sigur, era era o fabrică oarecum militarizată și, evident, oficialii locali care, sigur, au organizat alături de cei ai uzinei toată această vizită. De fiecare dată și toată această inaugurare, de fiecare dată
general Berthelot a găsit cuvinte frumoase la adresa României și, bineînțeles, în aceste discursuri foarte calde s-a simțit atașamentul lui față de România, iubirea pe care o avea față de poporul acestei țări. Dacă stăm bine să ne gândim, și românii l-au prețuit la justa lor valoare, mai ales atunci în preajma, cât era în preajma existenței sale și vizitelor sale în România, și chiar au dat denumirea satului din Hunedoara, i-au dat denumirea nouă cu numele generalului. Actualmente, din câte știu eu, localitatea se numește Berthelot, în onoarea marelui general. Povestiți-ne, vă rog, ce știți că s-a întâmplat cu această moșie? Această moșie, în 1926, când generalul a plecat în Franța, a fost dăruită de către acesta Academiei Române, pentru că între timp el a fost membru, a fost ales membru al Academiei Române și a dorit ca această moșie să rămână românilor prin intermediul acestei înalte instituții. În perioada comunistă, localitatea respectivă a fost denumită Unirea, iar după anul 1989, după evenimentele din decembrie 89 și revenirea la democrație, localitatea a recăpătat denumirea de generalul Berthelot. Aș dori să revin doar puțin în timp pentru a sublinia câte ceva din personalitatea generalului și să vă rog să-mi permite să citesc, că nu vreau să greșesc deloc, din ceea ce spunea un istoric englez într-o carte foarte interesantă de-a dumnealui. Este vorba despre istoricul britanic Glen Torrey, care zice așa, citez: "Bon viveur și gourmand, militar cu o bună cultură, Henri Berthelot s-a lăsat încetul cu încetul sedus de România și de oamenii săi. A contribuit la aceasta deopotrivă spiritul bătăios, curajul și sacrificiul armatei române refăcute, dar și bucătăria și enologia locală." Adică, apropo de vinuri. "Ca și mănăstirile și locurile pe care în momentele de răgaz Berthelot le vizitează cu drag. Împrejurarea retragerii Rusiei din război îi furnizează numeroase ocazii în care poate compara mica Românie și marele vecin de la răsărit." Ne referim, bineînțeles, la Imperiul Țarist. "Comparație întotdeauna defavorabilă acestuia din urmă. Generalul are cuvinte extrem de dure despre comportamentul nobililor, militarilor și soldaților ruși, în comparație cu care salută disciplina, noblețea și spiritul de sacrificiu al românilor, cărora le face chiar supremul elogiu pe care îl poate face un naționalist francez", pentru că generalul era un naționalist, să o spunem deschis. "Citând prizonieri germani, Berthelot consemnează cu satisfacție stupefacția acestora, care atacaseră ceea ce credeau ei a fi niște ruși, dar dăduseră peste niște francezi. De fapt, nimeni alții decât soldați români instruiți și echipați cu sprijinul misiunii militare franceze." Personal, am încheiat citatul. Personal, mie nu-mi place istoria contrafactuală, adică aceea care își pune întrebări ce ar fi fost dacă, dar totuși am sărit și am să vă adresez o întrebare referitor la tot la personalitatea marelui general francez. Cum credeți că ar fi evoluat lucrurile în primul război mondial și ulterior închegarea României Mari dacă personalitatea trimisă de Antantă n-ar fi fost generalul Berthelot? Știu, întrebarea e grea și dificilă, nimeni nu-mi place, dar... E dificil de spus. E greu de spus. Din fericire pentru noi și pentru națiunea română atunci, Franța a trimis un om care a devenit, pe de o parte, român. Lucru extrem de important pentru criza în care se afla la vremea respectivă statul român, armata română, populația română, iar venirea acestui om deosebit a adus o lumină în tot întunericul acela care se formase în urma pierderilor care au avut loc la vremea respectivă pe frontul românesc. Toată această lumină s-a transformat într-un luminator, într-un om care a iubit România
prin intermediul oamenilor pe care i-a cunoscut. Așa cum spuneam și mai înainte, i-a cunoscut pe țărani, le-a cunoscut felul de a fi, i-a apreciat pentru sinceritate, pentru dăruire, pentru tot ceea ce ei au dat, pentru felul în care au înțeles să lupte, i-a apreciat pe regii României pe care i-a cunoscut și a văzut în ei niște prieteni și niște oameni deosebiți, a apreciat România așa cum a văzut-o prin intermediul vizitelor sale, deci nemișlocit, ceea ce a fost extrem de important. La un moment dat chiar se spunea despre el că este un om cu două inimi, una franceză, alta românească. A fost extrem de benefic faptul că el a fost numit șeful misiunii militare, pentru că toate aceste activități pe care le-a depus, fie în domeniul militar și apoi după încheierea războiului, în domeniul diplomatic și economic, au adus României foloase, într-adevăr, și da, așa este, a adus României lucruri extrem de benefice. A fost un mare prieten al românilor. Vă mulțumesc, este exact răspunsul pe care l-așteptam, pentru că dacă stăm bine să ne gândim, dacă ar fi fost trimis un alt general francez, chiar nu contează cine, și ar fi fost implicat în executarea misiunii sale doar de la punctul A până la punctul B, cum îi scria lui în ordinul dat de președinte, de șeful marelui stat major francez, și nu se implica și sentimental, poate, spun poate, ar fi putut fi și alte rezultate pentru România, în niciun caz pozitive. Stimată doamnă, vă mulțumesc atât în nume personal, cât și în numele telespectatorilor și privitorilor televiziune Grup Iubim Brașovu, pentru cei cărora le place această emisiune pe care am denumit-o generic Roata Istoriei, și doresc să vă obțin promisiunea de a mai participa și la alte emisiuni de la Roata Istoriei, în care să relevăm împreună date, fapte și povești faine din istoria centenară de la Marea Unire încoace. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și cu mare drag, cu mare plăcere, de câte ori voi primi această invitație, sigur, o voi onora. Și de asemenea vă mulțumesc că ne-ați călcat pragul. Întotdeauna suntem, așa cum spuneam și la început, deschiși către vizitare, fie că sunt vizitatori, fie că sunt... Avem expoziții frumoase. Sigur că da, expozițiile noastre sunt foarte frumoase, sunt foarte interesante, incitante și întotdeauna vă așteptăm cu drag. Stimați privitori, vă mulțumim că ne-ați fost alături la emisiunea Roata Istoriei la televiziunea Grup Iubim Brașovul, emisiune în care v-am prezentat câteva povești faine, câteva date, câteva informații interesante despre cel care a fost generalul Henri Matias Berdelot, fără de care poate făurirea României Mari nu ar fi fost la fel de puternic ancorată în realitatea centenarului pe care îl sărbătorim anul acesta. La bună revedere pe data viitoare și gânduri bune vă doresc!